E pentru anul școlar 2017-2018, cred că evaluarea pe 2018. De acum vorbim, da? Da. 25 minus 62, 25 minus. Și B-ul egal cu D,
¿Dónde es eso? No, eso es lo que eso es lo Dar e frumoasă.
A și B sunt, știți cu atenție renunțul. A și B sunt numerele naturale. Aia, atenție la renunțurile astea, A și B numere naturale, A și B numere întregi. Da? A, vino plusul extremul plusul mesiu, aici vă ajut eu. A minus 1 paranteză. La 80. Ai dat drumul ales ori? Da. E, acum poți pui pauză. Să desfaci. Și le-am ajuns de la și le-așa. Pune așa sub el. 1 ori 10. Așa. 2 ori 5. Așa. 5 ori 2 e 80. Și 10 ori 1. 10 ori 1. Da? Iar dacă ați scris și pe numele întregi, în afară de ce aveți aici, mai aveți și minus 1 ori minus 10, minus 2 ori minus 5. Hai, ca 4 cazuri. Cazul 1. Ele pe unele sunt posibile pe unele. Da, sunt posibile de exclus, dar le analizez. X nu egal cu 1. A minus 1 egal cu 1. B plus 3. B plus 3 egal cu 10. 10. Și imposibilitatea face parte din rezolvare. Așa, păi, lasă de aici, are, se cheamă sistem. Pune în fața acolo, dar, nu acolo, în față. Și chiar îl ducem ca sistem. Așa, rezultă, ia sistem. Așa. Și zicem, A egal, ca să nu vedem să scriem un sistem. 2, 3, 0, 10, 7. Egal, 7. Bun, ăsta a fost cazul. Și sunt numere naturale. Finalizează acolo, aparțin lui, în aparțin lui. Da? Cazul 2. Băi, tată, dar vă duceți. Ce vrem și noi de ea, o să vă dau cum spune de semnă, în care cu capitolul următor. Eu evaluarea aia de la distanță mi se urmă la mine, dar am făcut un subiect jumătate din mine, vrei să dau așa? Sau l-a tot terminat pe drum? Foarte și terminat. Eu am pus subiectul în celălalt sistem. La ce? Eu am pus subiectul pe drum. Așa. Da, mă cam văd că subiectul ăsta trei care noi îl facem și ia că zic, dar acum complet le facem. Da. Mă întreb, vă zic sincer, mă uită la tare și nu înțeleg dacă e făcut că l-am făcut sau e făcut, nu e făcut că l-am știut. Înțeleg, deci mă tot uit și nu-mi dau seama totdeauna la asta. Da, e un ce acolo, dar nu mai zic corect. B egal cu minus 1. Ăsta de la acolo zici nu aparține lui ea. La B, nu? Așa, A aparțin lui N, dar și eu să zic și nu aparțin lui N. Așa, trăitura inversă. Așa, așa. A ține și eu acum în scriptură. Nu dacă se zice așa. Poți să zic că dai semnul la C cu eu. Că nu știu ce cu scriptură. Dar nu știu, zic. Să crezi că profesorii nu le place așa să vadă. Să vadă lacrim acolo, nu vreau. Nu inventăm semne, nu inventăm notații, nu. Respectarea nu va fi mai prima. Finalizare, două puncte. Are dreptul să spună că nu-i finalizat. Uite, să dau un exemplu de etichetă. Da. Deci era... Era partea de la țară, ia până pauză. Și că, misiune, ai pus, ai văzut doar că la cazul 1 ai numeri naturale. Nu, S egal cu mulțimea formată, nu avea egal. Ziu de mulțime S, dacă S. S egal, nu, restul era corect, dar numai că mi-ai sperechea. S egal cu mulțimea formată de perechea. Prin 2,7. 2,7. Ai închis rotundă și acolo. Și 3. Și 3. Și 3. A, 2, am înțeles. Pun și 2, bără 3, bără. Așa. S-a
sau perechea a treia aparține mulțimii, dacă vrei să scrii cu perechea a treia, perechea a treia aparține mulțimii. Asta e. De-a patra nu a fost și cazul când, depinde e corect. Lungimea traseului. Lungimea traseului. Prima zi. 2 pe 5 din lungimea traseului. 2 pe 5. Din X. Așa. Iar a doua zi, restul de 15 km. Așa, 15 km. Să vedem ecuația. Prima zi, chiar așa, am uite romane. Prima zi, ca să vedem unde pleacă. Faptul că e cele două zi la un loc, plus a doua zi, egal cu... Da, nu. Egal cu X. X, da. Prima zi cu a doua zi, face X. Asta e ecuația din bază. Și acolo cu X. 2 pe 5 ori X. 2 pe 5 ori X. Plus. Plus 15. X. Îl urci pe 2 pe 5 ori, să urci pe X-ul ăla rugărător și zicem 2X pe 5. Așa, plus 5 pe 5. Egal cu X. Mai departe. Amplificăm. Cu 5. Peste tot am. Și acolo cu 5. Și zicem. 2X plus. 70. Sigur, nu te la după la Denis, că Denis nu mai zice cineva. Nu, uite, deja e 5X. 5. Renunța anumitor. Dar atunci pune ceva la institut. Da. Poți să faci B-ul. Băi, nu-ți iese A-ul. Dar B-ul, ca să fie punctele independente. De asta zice arătați că și nu zice calculație de X. Pentru ca să nu lege punctul A de punctul B. Undeva e cam... Dacă zice calculația de X și ai greșit A-ul, înțeles că ai greșit și B-ul. Dar atunci, ca să nu greșești B-ul, îți spune, arătați că e de X, e atâta. Da? Atenți la formulul ăsta. Adică, poți face B-ul în condiții în care nu faci A-ul. Da? Hai să vedem. X egal cu...
suntem atenți la ridicare, la a doua, suntem atenți la minus în fața parateză. Da, exemplu, aici avem diferențe de pătrate, dar putem să facem și... Da, te copii. Păi da, desfacem. Formule. 4x pătrat minus 4x plus 1 minus x pătrat minus 4x minus 4 plus x pătrat minus 1 minus 3 și că... Îi faci pe toate mintați și la sfârșit, pac, pui paranteză. Minus 3 x pătrat plus 5 plus 3. A, minus x pătrat, 3 x pătrat, minus 3 x pătrat, minus 4. Da, nu, și mai rămâne un x pătrat. Și mai rămâne un x pătrat. Ai văzut, cum e și trebuie, cum e de răspuns. Minus 4 x, minus 8 x, minus 8 x. Așa. Minus 4, minus 3, plus 12. I-am dat-o în bară. Plus 1 cu minus 1. 3 ani, plus 12. Cum să plus 12? Plus 11. Plus 11. Ai fi pus și B-ul, dacă... Da, am uitat aici și pe ăla. Da, 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 dacă nu se vedea. Deci, am toate zice, uite, mai sunt pe partea ales la simulare, se arată că... Da? Aia și plus 1 cu minus 1, că era simplu, dacă uite, plus 1 cu minus 1. Ai minus 4? Da, da. A, că nu am văzut în minus 1. Hai să vedem. Punctul B. Să se determine A, știind că e de x plus 1, egal cu x minus 2, ori x plus A. Deci ce se face, de fapt? Înlocuim e de x pe expresia asta și calculăm pe e de x plus 1. Și pe urmă, e de x plus 1 o descompune. Da? Ceva și pe urmă zicem pe A. Hai să zicem, e de x plus 1. Nu, parele formulări mai așa, mai danos. Ai e de x, ai locuit, faci e de x plus 1, unde vrei tu să ajungi. Înlocui și de x cu expresia care ți-a dat-o până. Desfacem x pătrat minus 8 x, nu desfacem nicio pământ. Nu e plus 11. E plus 12. E de x, așa. Ei, și pe ăsta descompui. Pusul mă și pe ăsta, eventual. E de x plus 1. E de x plus 1. Egal cu... Plusul produsă... Dacă nu poți așa... 6. Da, vrea să o pe alea, dacă nu vrea să... Minus 6 minus 2. Minus 6 minus 2. Dacă nu băgăm de alta frumos, a, vom găsi nu știu sumă, că nu e nu știu sumă. Și nu vede sumă și produs, să ducem de alea. Așa. Păi, ghișciu, cred că cât e... Asta trebuie să fie x minus 2, pentru că x plus a. Ghișciu, cred că cât e a. O să pui o pauză, dar... Minus 1 x. Cum să fie minus 1? Nu o faceți. Ia până o pauză. Minus 6. Da, eu nu... Tot la o simulare. E unul cu e de x egal cu x plus a, pentru că x plus b, pentru că x plus c, trebuie să mutești lei. Da. Da, sunt păcurile de astea cu... Zicem. A, din cele două relații, până acolo. Rezulta a egal cu minus 6. Așa. Zicem x egal cu 1, x din 2 plus 5 la 4, 2,
pozdrav radnja kao da dobiti. Așa. Că vine 5 pe radical din 2, o radical din 2. Minus, minus 3, minus 1. Așa. Echivalent. Pun așa legăturile care doar să vă sugerăm cu roșu. Deci am luat pe radical din 2 la mulțit cu radical din 2, pe 5 pe radical din 2 cu așa, radical din 3 cu radical din 3, ca să se vadă legăturile acestea. Și acum continuăm caută. Este egal cu 7 minus 1. Bun, asta este X. Y. Să fie pătratul unui număr natural.
ce mai spun niște. Da, se arătă. X plus Y egal cu cât la a doua? Dacă e 16. 4 la a doua. Așa vreau. Care e radical? Care? Păi are zbăt la petiție de astea când așa? Am înțeles, radical de 16 la a doua vrea să fac X plus Y egal cu... Nu e 16 la a doua, te adică de 16 ca să fie. Radical de 16 la a doua, am înțeles. Dar hai să faci câteodată pe 16 ca 4 la a doua, nu mă duci cu radical. Nu mă faci cărpotaș, nu faci scriu cărpotaș, nu înțeles, nu mă faci scriu cărpotaș. Așa, nu trebuia să arătăm că e pătrat pe când, dar e bine, Tom. Nu, enunțul nu zice să arată că e pătrat. Trebuie să scrie și arată că e pătrat, nu mă dată. Trebuia să scrie și că 4 inclus în ultimul mai bun atât. Nici chiar atât de cărpotaș. Nici chiar atât de cărpotaș, corect? De ce? Că X plus Y poate fi și minus 4 totul la 2. Da. Noi nu mă dată. Dacă eu vreau să scrie minus 4 totul la 2, cred că m-ar zăpun ce doresc. Nu văd, dar n-avem pătrat. N-avem pătrat, nu. N-are rău, dar pe viitoare, că poate să aloc și lui de mult mai altul. Dar zic. Figurii în dreptunghi. Eu v-am zis figură și puteți să vă păcălească și dați trecut la asemnoare. Băi, o grămadă de chestii nu erau duse. Zice, fie uite secția diagonalelor, dar pe desen nu erau opus. Înțelegi? Ca să nu-ți dai idei mai departe. Adică să duci tu acolo, uite secția diagonală. O, ciudățenie simulare, foarte interesant. Exact cu capcanele care sunt și pe desene voastre. Ce-a zis, fie o intersecție diagonală, nu știu ce diagonală, este construit acolo. Desenele sunt un pic făcute să vă păcălească. Și aici, poți să pui și aici pe peste tot. Învățăm în parte. E în mare în jumate. Și pe urmă încă în jumate. Da? Ca să împărțim patru, vedeți cu două părți de două ori, cum ajut. Da? Jumate și jumate a jumătății. Nu e acolo. Vezi că ți-o și vezi. An... An de subie de trei ori. An ești mai mare. Așa. Am, e bine că s-o gândit, dar trebuie să fie și mai bine. E în mijlocul la trei abe. Așa, dai pe 16 mai jos și zici 8 și 8. Bun. Prima treabă este să arătăm că NC este par radical din drept. Așa mai întâi de la aici. Așa, pe formula diagonală, că nu mai veni cu laura urmă. Deci, mă plice de pătrat. Așa. Rezultă că AC e latura radicală din urmă. Așa. 16 radicală din urmă. Așa. Și ne zice că A e egal cu de 3 ori N, C. Nu aici să luăm, A e egal cu 3 N, C. Rezultă că e N, C. Dar cu A e pe 3. Nu, nu e A e pe 3, nu A e mai interesează. A, C e pe 4. A, C e pe 4. 4, da. Sau 1 pe 4, A, C. A, C e pe 4. Voi, dacă vreți o demonstrație la treaba asta, că de ce din A e egal cu 3 în C rezultă A, C pe 4, faceți cu capul. A e egal cu 3 în C, dacă notăm N, C cu K, înseamnă A, N, 3, K și înseamnă C, 4, K. Și înseamnă că A, N, N, C egal cu 1, 4, A, C. Așa trebuie să vedeți, că N, C are o parte, A, N are 3 părți, înseamnă că A, C are 4 părți. Da, presuma dintr-o parte și 3 părți și înseamnă că
E, ce vine unul pe patru acela? Bun, asta a fost punctuală. Ce mișto cam așa. Hai, bine. Să demonstrăm că triunghiul MND este isoscel. O pauză mică. Ce ziceam? Ducem. Pentagram de AB. Aia să demonstrăm că se formează două triunghiuri asemenea. Păi vreau să fii cu teorema fundamentală a asemănării, nu? Vreau să-mi arăt că MP e paralel cu BC. De ce MP e paralel cu BC? Pentru că sunt ambele. Nu vedem pe regulare pe AB. Pe AB, corect. Și zice BC pe partea AB. MP pe partea AB. Așa, din cele două relații rezultă. BC. Nu, mai tip paralel. Așa, poate BC. Așa, paralel pe MP. Așa, paralel pe MP. Rezultă mai departe. Confort FA. Care sunt cele două triunghiuri asemenea? NAP și BCA. Și BCA. RPA și BCA. Ce pe A? Colorează-le, că nu NP-ul, nu știm,
10 fără 16. Așa. Dar mai jos așa, până 12. Pentru că mă interesează acum IMP-ul. Rezultă IMP egal cu... Mă bă, cum e IMP? A, IMP-ul. Îl scot și pe IMP, imediat. Bucățica aia mică, vreau să. IMP-ul... Egal cu... Păi ea pe 12, nu? Și a eu... 12 și... a eu 8. Păi că 4. 4, nu? Dacă e MP, puteai să-l faci și vrei să știu mai pe el. MP? Da. Cum? Păi da, pe tine. Eu pe tine, nu pe el. Nu era pe 4 din ale? Care? Dacă A, B e 12 și M, B e 8, rezultă că M, B e 4. Deci dacă A, B e 12. Da, și M, B e... Dar nu ajută A, B cu M, B. Ce mai simplu mă ajută eu? Ca să facă diferență. Păi nu, ca să zic, imediat să înălțime. Acum o să zic. Când trebuie MP, trebuie să zic și PB, să scoatem acum. Scoate și pe PB. PB o să vină 4. Ia, vine 4, de ce? Că vine bucata AB minus... Minus AP. AP. Bun. Și înseamnă că, într-adevăr, P e în mijlocul lui MB, da? Ce zicem? Triunghiul M... M... B. Triunghiul MB. IMP. Nu IMP, IMP. Hai să zicem că IMP e înălțime și median, să zicem două lucruri, da? Ce mi-a plăcut? 10. Asta ce e loc? IMP e din nou. Să trimis o temă. Să trimis așa. Și le-am criticat. O să fie fericit cu felul ăsta. Când doar putem așa cum... Și... Nu s-a uitat nici pe ăsta. Și deja le-am scris la poliție. Săptămâna viitoare au tema săptămâna asta care e acolo. Da, am crezut că pe mâine, ținut. Am arătat pe înălțime și acum scoatem doar median. Așa. Și median și înălțime. Păi nu, vreau așa. Vien pe mediană, vien pe înălțime. Și avem o linie importantă care coincide. Mediana e egală cu înălțimea. Și rezultă că trebuie să știu. Așa vreau să scriu. Da, scrie sub vien pe mediană, scrie și vien pe înălțime. Sau o poți să faci cu comparare triunghiului. Compar triunghiul vien pe vien. Compar cu MPB. Că strângul dreptunghi, ce aveți ca latură comună și în mijloc. Așa rezultă triunghiul. N. MP. Așa, un M. P. Isoșcin. Isoșcin. Bun. Și am arătat că și vedea de ce. Ia și bine am acolo. Într-o, nici o oră, 50 minute, am ieșit pe 100 kilovate și aproape pe toate. Am ieșit foarte bine. Hai să vedem punctul C. Ce? Am ajuns la C. La primul C.
regulă de 10 minute. Dacă în 10 minute vreți să salutare și bunciu. Nu stai, 10 minute să înțeleg. Dacă simți așa că ești pe 4, mai stai încă pe 5-6 minute. Dar la ce ori nu vă gândiți mai mult de 10, maxim să vă. Păi lux, ca să rămâi cu problema a doua închisită. Tot 5 puncte are CEO ăsta, cât și au de la problema a doua. Am avut, dar copiii trebuie să vă gestionați din timpul. Cele două ore de examen, să ieși într-o oră acolo cu... Dar aici contează timpul, nu contează să faci. Vreau acolo, bineînțeles. Dar gândiți-vă că vreau verificare. S-ar putea ca la 4 împărțit la 2, v-am zis, 4 împărțit la 4 face 2 și ai pierdut 5 puncte. Sau să stai la CEO ăsta, mă sper pe oră, să fie pe CEO. Și să zic, nu e câștigat tare mult, dacă n-ai fost atent acolo, cu 4 împărțit la 4 face 2. Da? Mult, mult, multe puncte mi-ai câștigat. Tot așa vreau și aici. Băi, stăm, ne gândim la asta, da, sărim, dacă nu reușim după 10 minute să facem, ne ducem frumos în problema a doua, facem A-ul și B-ul de acolo, să știu că avem și acolo, da? Și pe urmă ne mai rămân ce-uri, asta e venit. Poate scoatem ce-ul celălalt, poate mergem la ce să fie 10 minute, ați înțeles? Poate scoatem puncte din altă. Odată la un examen, chiar la un examen, acum vreo 2 ani de zile, odată un B greu. Și copilul a scoat B-ul, bineînțeles că și C-ul, deja intraseră în panică că era cu B și C, 10 puncte deja se duseseră. Și a luat și problema geometrie în spațiu, care nici nu s-a... Cum e că a dat B-ul greu de la subiectul 1? Pentru că era C-ul foarte ușor din cor. Și atunci ei va să echilibreze. Da, și bineînțeles că ei s-au pierdut, timp, s-a jumătate de oră. Dar putea să facă C-ul fără B? Asta... Da, putea să facă pe-o, da, pe-o, o caucla asta. În general, punctele sunt independente. Da? Dar ei ce s-a întâmplat? Au stat cam jumătate de oră la problema 1. Și erau deja în criză de timp. Pentru că le-a dat un B la problema 1. Deci, greu. Era un B greu, era un C greu. Și problema a doua au intrat în criză de timp și nu s-au mai gândit la ea suficient. Când s-au apucat de ea, i-au luat ce verificare, ce de alea. Au stat jumătate de oră la asta. Când acolo, problema 2 se plăcea toată. Că era cel ușor și B-ul. Deci au bușit și problema 2. Bine, nu toți, că au fost și care au adus. Asta e că... Capcanele, da? Hai să vedem, mă scurau unde lui. MDM. V-am zis, mă dăm o regulă de 10 minute. Nu ne iese salutare și bonjour. De asta aia e și din prim. Că suntem cu... aproape din prim. Da? Măsura unghiului e MD. Ești pe pământ? Nu. Ia până pauză. Deci construim. Deci rețineți ideea asta că putem face, putem calcula laturile triunghiului DNA, fie cu triunghiul de frânghișe sau triunghiul de care cu trei elemente în care vii cu construcție specială. Da? Bun. Păi am făcut triunghiul ăsta de jos, triunghiul general, dreptunghiul, în care știi unul de 45 grade și mă duci cu funcție trigonometrică. Nu rezolv că e social. Triunghiul, e de prin ghiul social, nu te ajută asta. E casa aproape? N, N. O, funcție trigonometrică. N. Triunghiul era... Dreptunghiul, te rezultă... Ce vrei tu de acolo? Ce știi? Știi ipotenuză, da? Ce funcție trigonometrice folosesc ipotenuza? Sinus. Sinus, alt. Cosinus. Cosinus, care vrei? Sinus și cosinus. Așa, sinus de unghiul. R, R, A, N. Așa, sinus de unghiul era N. Trebuie să zicem cât faci la raportul. Mai întâi faci la raportul. Și mă locuim totul. Luăm sinusul. Nu vreau să văd sinusul 45, vreau să văd valoarea din tabel. A.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, Echivalent R egal cu 12 scalul de la scalul de tâmpă, e așa. R egal cu... egal cu 6 ori de 12. 12, bun. Și ai 12 jos, intrunge pe micul social, ai pus pe aer tot 12. Dar azi intrunge pe micul de 45. Vine că e pe micul social. RM cu AR, îți iese da. Cu AR, adică 12. Și ăla e 4. Deci rezultă mai departe că AR egal cu 12. Și rezultă RD egal cu 4. Și acum ai trecut în celălalt triunghi. Triunghiul... Da, deci așa faceți. Vă vedeți triunghiul oarecare cu 3 elemente, dar se poate și unul cu unul. Ai dus în obținut, ai trebuit într-un strong iau, da? Așa, activare în cur. De... Câte de
deja văd 160, mă uit la pătrat, 160, 320, 160, așa mai avea 320, ai și totul? Da. Tot așa 160, de repente tot 60. Da. Asta. Asta ar trebui să iasă un trend care îmi zice. Da, nu, da. Nu e, da, pe 32 ori, da, 8 radical, nu e 8 radical din 10, 8 radical din 5. Că vine 32 ori 2 ori 5, deci 64 ori 5. 8 radical din 5, roșu, ori 8 radical din 5. E 36 ori 5. În 64 ori 5, 64 ori 5 este. Și acum pe element. Doar e element.
A, da, da. Realno je lako vidjeti, da. Așa.
centimetri. Ora s-a fost punctul A. Punctul B. E dat numărul ăsta, nu? Nu mai știu dacă. Da. Saltăm că AC prim e paralelă cu planul MB prin C. AC prim. Așa. Lasă. Așa. Cu planul MB prin C. MB prin... Așa. Și C în spate. Așa, și un zi. Aia, ce frumos. Da, corect. Du-te ace prin punct A. Du-mi planul ăsta, M de prin C, în M, C prin A, da? Ca să ieșim cu ele, cum trebuie. Și în M de prin C, deci se vede M de prin, că e față înspre noi. E ce unul se vede. Așa. Bun. Dacă vrei să îmi vie și colorezi un pic, ca să le scoate și în evidență. Așa, așa, două. Nu am bine punctat de data cu așa, așa era frumos să ai. Două e așa atât de cât. Așa. Deci ăla e ace prim. Asta eu le mai colorez așa un pic, până vă dați voi seama de idei. Și M, B, prim C. Nu, ăla e F. Da? Așa. Ai găsit? Cât o dată de ce pare cu plan? Așa. Până pauză. În triunghiul A, B, C. C. M, M. M, M, prim, așa ce e. Sunt M, M. Pare A, C. M, M, pare cu A, C, prim. Și e merită, o să întrebească, poate, la capul. Vă scoateți tot din lemn. Unul pe doi ace prim, da? Bun. Și acum să finalizăm. MN, ace prim, paralel, să o luăm de la ace prim. Ace prim. Paralel cu MN. MN e plus. În conul MCB. MCB prim. Așa, rezultă că... Rezultă că... A, C. A, C prim, da? Planul C, ce? Punctul C. Trebuie să arătăm că dreapta B prin C. B prim. B prim. B prim C. E diagonala, da? Da. Vine perpendicular pe planul A de prim F. A, C. O. Da, dar înainte de a resemna planul, când ziceți A de prim M, ziceți mai multe, vreau mai multe puncte. Dacă, dacă... A, A de prim M. A de prim A. M. M, da, corect. M bun. Ia, dați-mi un paralel la de prim. M. B, C, prim. B, C, prim. De ce prim? Și atunci vine și ce prim de sus. Și vine planul ăsta de secțiune diagonal. De fapt, ce am colorat noi e o bucățică din planul ăsta. Da? Deci, când zici A de prim, te e totodată. Dar dacă te gândești așa, A de prim vine paralel cu B ce prim, dacă îți puncte, dacă îți drepte paralel, ele sunt coplanare. Da? Și atunci, ies mai multe puncte coplanare. Ies A de prim, C prim, M, B, M. Deci, vedem o grămadă de puncte acolo. Da? Bun. Păi, ești pe pauză sau? Da, cred. Bun. Sau nu? Vezi dacă ești pe pauză? Nu. Nu, pune pauză.
Puteți începe, mai. Așa vă rog. De prin ce? Prin. Perpendicular pe ce? Doar pe fața laterală, să nu ați primat. Prin ce? Pe ce prin ce? Pe ce prin ce? De, deci, vreau de să ne arăți, de prin ce prin, vine perpendicular pe fața laterală. A, de prin ce? Așa. Și îmi spui că e pe două drepte componente din fața laterală. Adică pe ce? Pe ce ce prin? Așa, și pe? Deci de prin ce prin, perpendicular pe ce ce prin, corect. Și pe? Sus, capacul, de prin ce prin. De. Nu? Deci, uite un pic. Aia e aici pătrat, da. Asta e pe prin capul asta. Da. Aia e aici pătrat, asta e pe perpendicular pe asta. Asta e pe perpendicular pe asta și pe asta. Și îți vor de componente. De prin ce prin perpendicular pe ce prin B. Prin B. Ce prin B prin. Deci, așa, și apoi și concurența, trei relații. Ce ce prin intersectat cu, cu B prin. Ce B prin ce prin, da? Egal cu punctul C prim, da? În cele trei relații rezultă că dreapta de prim C prim perpendicular pe plan. De prim C prim perpendicular pe plan. De C B C C prim B prim. B C C prim B B prim. Și cum acum am ei BC prim inclus în planul ăsta, nu, B prim C, B prim C. B prim C inclus în planul BC, C prim, B prim. Deci cele două relații rezultă că D prim C prim. Perpendicular pe dreapta. B prim C. Și acum finalizează. Deci ai B prin C perpendicular pe D prin C prin, pe aia de sus, da? Uite, n-ai cum să le vezi așa ușor, că una vine așa și una vine așa. Una vine, uite, una vine așa și una se duce așa. Ia, pune o pauză, să caut cubul. Deci, ce? Am arătat că B prin C prin e perpendicular pe planul unde. Așa. Și chiar ai zis că e și B prin C interesant. Da. Deci acum cum ai aici practic toată ora. Iau cu B prin C. B prin C vine perpendicular pe C. Așa. B prin C vine perpendicular pe C. B prin C pe... Mai ales. Pe C, 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 nu. O dată pe D prin C prin, sus. D prin C prin, da. Așa. S-a mai arătat asta, da. Și tot D prin C vine perpendicular pe cealaltă diagonală. Aici are un de 90 între ele, că sunt diagonale pe față. Și vine B prin C perpendicular pe BC. B prin C. Așa. D prin C perpendicular pe BC. Și mai vezi și concurența lor. De ce? De prim ce prim? Așa, intersectat cu pe ce prim, egal cu punctul ce prim. Și rezultă că... Că... De prim ce? Așa. De prim clar, planul... De ce... Ce prim? De ce ce? De ce? Nu, ce prim. De ce prim de prim? Sau AM? Păi, nu, nu mai așa. Da. Poate era bine dacă ziceam că de la început ca de prim paralel cu B, ce prim. Ca să scoatem că punctele astea, A de prim, ce prim, N, B, M, toate scoplane. Da. Bun. Cam asta. Dar nu vreau. Încă timp am făcut. Fala do... Gente, foi espetáculo.